Eu mă rugam în dimineața aceea și eu împreună cu 5 oameni trebuia să mergem într-o casă la familia Cătinaș, bunica și Radu din Cluj, vreau ăștia doi, să luăm masa. Eu eram cu Vali și cu un presbiter, care mai e păstorul domnului Daniel Perijon. Cu noi mai trebuia să vină încă 3. Darius, care e păstor în Urșova, Cristian Ilioi și un frate Daniel Podobia. 6 în număr. Azi, în loc de Florin, se deschide Biblia în Ezechiel 9:2. Noi când am ajuns în casa aceasta, trebuia să mai vină un păstor, Gabi Kovac, numele lui. El e în Riverside, în Los Angeles, acolo, în zona aceea, în California, păstor. Noi trebuia să întâlnim cu el în casa aceasta. Asta era singurul păstor. Restul, toți ceilalți 6 bărbați erau vase de lucru într-un fel sau altul. Eu când intru de o casă, unde intru primară, de obicei am obiceiul ăsta de a deschide Biblia, un degetul și frații citesc. Am deschis Biblia, am pus degetul și am dat colegul meu Vali să citească. Ascultați acest verset, Ezechiel 9:2, acolo unde am pus degetul ziua aceea. Și iată că au venit 6 oameni de pe drumul porții de sus, dinspre amiază noapte, fiecare cu unealta lui, de nimicire în mână. În mijlocul lor era un om îmbrăcat într-o haină de in și cu felimare la brâu. Au venit și s-au așezat lângă altarul de aramă. Amin. Amin. Ați auzit? 6 oameni. Fiecare în mână cu unealta lui. Unealta lui. Deci, 6 persoane, cum a spus, fiecare vas de lucru într-un fel sau altul. Când am auzit cuvântul, m-am înfiorat și zic, extraordinar, zic, trebuie să vină și al 7-lea cu călimara, care făcea lungi. Noi aveam de colindat câteva case din Arizona și zic, categoric, Dumnezeu va lucra. Numai bine intră pe ușa cu și îi spun, uite ce vreau să-ți o dau. Ăsta blocat, nu se poate. Ce? Azi dimineață când m-am trezit, m-am pus pe genunchi și am zis, Doamne, dă-mi un cuvânt pentru tu ziua asta. Am deschis Biblia și ochii mi-au căzut pe Ezechiel 9:2. Pentru a doua oară în acea zi se repeta cuvântul ăsta. Și pui eu ce e asta? Zic, clar că Dumnezeu în ziua asta a face o lucrare puternică. Deci se va auzi de ea. Ne pune la masă, îi sună telefonul lui Daniel Podobea. La celălalt capăt al telefonului, un frate în vârstă. Frații de la Unedoara mai sunt acolo? Da. Au spune la fratele Puiu să se roage că avem un necaz în familie. S-a necat nepotul meu. Care? Un băiețel de aproape 3 ani a căzut într-o piscină de 3.000 de adâncime. Mama însărcinată l-a găsit pe copil pe fundul apei. Copilul a stat pe fundul apei peste jumătate de oră. Asta au spus medicii. Nu se referau la ochi. A spus copilul ăsta mult sub apă. Bun. Închipuiți-o femeia asta cu mulți copii. Și-a găsit copilul pe fundul apei. Țipând. Au venit paramedicii, l-au resuscitat mai mult de jumătate de oră. Mama, cu mâna stând pe copil, un singur lucru striga. Doamne, adu Duhul de viață înapoi în copilul meu. Asta era singura ei rugăciune și Dumnezeu a ascultat-o. După jumătate de oră, inima copilului a pornit. Era o problemă. Medicii nu puteau să țină ritmul cardiac. Îi bătea inima cât îi bătea câteva minute, s-o oprea. Tot cu aparatul pe el era. Îl resuscita în continuu. Noi când am aflat, copilul deja era într-un spital. Și veștile care veneau erau grele de tot. Spuneau, n-are cum să scape. A stat prea mult sub apă, copilul nu poate să scape. Și veștile erau una mai grea ca altă. Noi eram în rugăciune. La un moment dat, Domnul a vorbit. Rețineți, nu dau niciun nume. E minunat când El vorbește. Amin? Amin. Am întâlnit eu unul când a fost prin Israel, prin un grup, era un păstor, mi-am întins mâinile, m-a rugat și ăla s-o vindecat. Mi-am întins mâinile, m-a rugat și ăla s-o vindecat. Și n-am mai putut rezista, din spatele autocarului a strigat, dar Domnul Iisus era de acolo sau era în tu? Eu scuze de tot autocarul. Toată slava să fie a Lui. Amin. Toată gloria să fie a Lui pentru orice lucrare. El și-a întins mâna, El a eliberat, El a înviat, El a lucrat. Noi doar ne-am pus la dispoziția Lui ca vase de lucru. Da?
să cinstim pe cei ce poate să facă. Să ne smerim și numele Lui să fie înălțat azi, aici la Vulcan. Amin? Amin. Bun. El a vorbit și a spus așa. Mergeți la spital, că astăzi în cetatea Phoenix, eu, Domnul, vreau să-mi proslăvesc numele. Ăsta a fost singurul lucru. Imediat mi-am suit în mașină și am plecat spre spital și 7 sau 9. Nici un zgomot în mașină, o presiune, eu știam unde se gândea fiecare. Zic, auzi, vă e teamă dacă a vorbit Dumnezeu? A, nu, nu le-a uitat cu mări, să-mi convici toți. Zic, să și vede. Zic, auzi, Gabi, am un gând. Uite, o sunat pe sora Florica Abruda, din Râșca, Cluj. A murit anul trecut. O soră cu vedetii, bătrână, dar nu vă spun ce vedetii. Are femeia asta. Avea femeia asta. O sună să vede ce spune Domnul prin ea. Și îmi zice, bine, să-ți facem asta. Zic, măcar să întâlnim prorocia greșită astăzi. O sună și înainte de a intra, cu câteva minute pe ușa spitalului, deci a sunat-o și a spus-o la frica, suntem 7 bărbați aici, avem o cauză, roagă-te. Rețineți? Nu i-a spus cauză. Nimic. Avem o cauză, roagă. Și înainte de a intra în spital, o sună două ori și zice așa, frate, pune, telefon pe speaker. Uite ce am văzut în vedenie. Un băiețel mic, Domnul Iisus l-a băgat în anii albe. Când am auzit cum începe vederea, zic, nu-i bine deloc. Asta înseamnă ai tare. Și zice, s-a uitat Domnul la copil, s-a uitat spre pământ, săgeți de lumină mergea spre cer. Anea zrugăciune. S-a băgat spre o geantă, o scos geanta aia, o deschis-o, o placă de aur. O luat-o și-o pus-o lângă copil și-o plecat. Dar pe placă scria ceva. Zic, ce? Viață! Când am auzit ce zice, noi ce șeptele astea și pe capul de mașină. Am strigat o dată, amin! Dumnezeu cunoaște. Păi cum a putut vasul ăla să vadă femeia, să vadă copilul ăla? Nu ea, ci cel ce trimitea pe el. El, care e desăvârșit în toate lucrările. Amin? Amin. Bun. Acum, noi curajoși de numai am intrat pe ușa aia, era un polițist la ușă, plângea să se rupea, pentru că scena unde era femeia era dramatică. Dacă murea copilul, el a toți copiii, avea 5-6 copii, el a și însărcinat din nou. Și asistentele, medici, erau toți pocăiți, că acolo greu găsești, câte un ortodox să zic așa. Erau toți, vedeau, ba, vedeau biserică baptistă din zonă și plângeau și la trupul sora asta. Femeia toți striga pe plug acolo, nu pleca, nu pleca sufletul meu, înduioșa chestia asta. Și Gabi s-a dus pe copil și a făcut ungerea. Și pe un șerățel și a pus o pernă și pe copil. Un lucru uitase Gabi. Cu 2 luni înainte în România, el a avut prorocie dată aici în țară. Nu contează pe cine. În care Domnul zice așa, la întoarcerea ta în America, prin mâinile tale voi învia un copil din morți. El a uitat că lucrurile astea. Cu toate că avea și în telefon. A uitat. Dar în ziua aceea a fost cel mai frumos lucru. Că Domnul și-a proslăvit numele. Eu am făcut ungerea și noi am uitat rugăciune. Toți care eram acolo ne-au pus mâine peste pruncul ăsta și ne-a rugat. În momentul când ne-a rugat, am simțit o căldură puternică care am curgea tot locul ăsta și ca un, cum să spunem, ca și dacă băteam niște vânturi printre noi, se simțea un curent puternic. Domnul zice, întoarce-te spre stânga și privește. Văd în stânga un zid, așa o bucată de zid, a început să-i întindu-se pe deoc. Roată, când am ajuns din nou în punctul de îndropecat și noi eram ca într-un fel de turb. Așa zici că eram într-un cont de tornadă. Dar eram conjurat de zidul ăsta. Și acolo unde s-a urmit din nou zidul, s-a croit o ușă din exterior spre interior. S-a văzut așa, parcă te-a avut un aparat de sutră. S-a deschis ușa și a intrat Marele Medic Iisus Hristos. Era cu mâinile ridicate așa, am văzut cum făcea sânge de aici. E picura sânge și a întins mâinile spre copil. Din spre noi. Din fiecare deget era câte, ieșea câte o rază de lumină. Deasupra pruncului, rază de lumină s-a lipit una de alta și s-a făcut ca o păturică, așa la o, ca la o pană de trupul lui. Și a început să se miște, să se unde cu spatele ăsta de la apă. Și mă uitam la păturica aia cum se mișcă pe copil și am văzut pe piept, în stânga și în dreapta,
măzdopul de plută. Două chestii, am început să izbească pe mâinii noi și în pânza asta. Și apoi s-o lipit direct pe tâmpul copilului. Eram fascinat de vederea asta, mă uitam la ea. Și apoi mâna la Domnul Iisus. El zâmbea. Era la masă, punea o scriitură și când m-am uitat pe scriitură, scria aprobat. Și am știut că e vorba de rugăciunea celor care erau acolo. Și o dispărut așa de profund, într-o scânteie puternică, într-o flamă puternică și în momentul ăla s-a întâmplat și minunea. Aparatul la care monitoriza inima a început bim, să fie foarte tare. Pur și simplu, deodată, copilul s-a îndoit cu pieptul așa de sus și a făcut o tras o gură de aia în Hristos și s-a atins de plăbărie. Asta în față la tot grupul ăla de oameni, medici au fost martori la acest miracol. Eu când am văzut pe ea, doctorița Monica, vorbim despre lucrarea asta, râdeam și zic, e plecată femeia asta departe. Nimeni nu înțelege ce se întâmplă. De fapt, am auzit că nimeni nu are nicio treabă cu Dumnezeu. Vedeți, Dumnezeu face miracole. Amin. Medicul care a fost martor la lucrarea asta, se uita, nu mai înțelegea nimic. Tatăl, copilul nu era acolo, Ovidiu. Dacă vreți să-i dați prietele, scrieți Ovidiu Teodorescu, învierea lucrare. L-ascultați pe tatăl care vorbește, clar că spune lucrarea asta, toată mărturia. E, el fusese plecat. Noi când am plecat, a venit el. Medicul îi spune așa. Am fost martor la lucrurile său. Un lucru trebuie să spun. Copilul ăsta prea mult sub apă. Ok, trupul a început să lucreze, dar creierul... E gata. Copilul va fi o legumă toată viața. Numai că Ovidiu Ivan stă lucru. Cu vedere. El s-a rugat, venit cu tirul mult. Și când a uitat și a zis, doctorul chestia asta, a zis, ascultă-mă, de azi, în 6 zile, copilul meu va fi acasă, pentru că s-a întors. Și ăsta a zis, amin. Și el zice, amin, hai să vezi. Și în 6-a zi, copilul a plecat acasă. Din mare Dumnezeu? Vineri, a fost accident. Duminică, între programe, s-a dus să se facă o remediu pe creier. Nici o leziune pe creier. Știți care e frumusețea lucrării? Copilul era bâlbuit. Când o revin la viață, nu mai era bâlbuit. Aleluia! Când vine scriptat, când nu vine că o boală, el vindecă toate. Amin?